Mai țineți minte locul ăsta? Vi l-am arătat anul trecut într-un vlog. Ne-am întors în Holstad și vă zic și vouă, bine ați revenit în Holstad. Dar Holstad în varianta de toamnă. Mult mai frig, nu prea mai e nimic verde și mult maro așa. Mă rog, cât mai e maro prin spatele nostru, cât mai sunt culori de toamnă, că suntem deja la mijlocul noiembrie. Am venit să-l vizităm și în sezonul rece, cu speranța că nu mai e nici atât de multă lume, că teoretic suntem în afara sezonului de turism. Fiindcă în vara anului trecut, când am fost, era destul de mult balamă pe aici. Dar acum, bine, e și foarte dimineață, acum încep, e câte ceas. E 8 fără un sfert, e destul de dimineață, dar mă gândesc că poate e un pic mai liniște și un pic mai atmosferă mai plăcută, așa. Atunci era multă lume. Iar o chestie pe care n-am făcut-o anul trecut, o să urc eu cu Nicolaru până sus, până la platformă, până la minele de sare. A, ce ziceai tu? Ziceai chestia aia că cu oamenii care intrau prin casă. În vlogul trecut din Holstad vă povesteam că am avut o discuție cu un domn pe care îl supărasem atunci că am vrut să ridic drona și mi-a zis nu. Și îmi povestea că locul ăsta e vizitat de atât de mulți turiști încât mulți intră și prin casă. Mulți nu s-au să gândesc că bă, stai puțin că pe aici e un sat, aici locuiesc oameni. Asta e casa lor, nu e doar un muzeu să intri așa cum vrei tu. Mi se pare foarte ciudat și asta despre asta spunea Laura acum. Fain să văd cristelele, pic așa de zăpadă. Da, mi-e lasă gogoș. Gogoș. Următorul vlog, al treilea vlog din Holstad. Am bifat, poate anul timpurile. Nu ți-am zis greu să vedem Holstadul și în toate. L-am văzut vara, acum a venit toamna. Peste un an, doi, când au mai venit, să venim să fie și iarna. Aici, sper că nu intrăm pe proprietatea nimănui, nu supărăm pe nimeni. La. Și limpede apa. Și vine așa trecerea. Încet, ca lunic, fac. Da? Mi-am legat de piciorul ăsta. Ai frumos. Ce drăguț e că între case au aialele astea așa spre lac, știi? Ce scrie aici? În diferite limbi spre care ai cesta. Ceasem, din cehă, viaja în el timpul, viaja fără el timpul, viaja dan la pom, hai pe ori. Cute. Pare Sorinel? Lasă-se vine că e și el om. Acolo pe panoul ăla mic, aveți o mică istorie așa despre legat de mina de sare de sus. Fiindcă da, o chestie pe care cred că tot nu v-am zis-o în vlogul trecut, e că aici este una din cele mai vechi mine de sare, nu știu dacă din lume, dar cred că din Europa, care încă în prezent este exploatată. Și dacă vreți mai multe, dacă vreți să citiți și dacă știți engleză, dați un pic înapoi câteva secunde, puneți space, puneți pauză și vedeți ce spune acolo. E și drăguță. Cascade.
fain acum și liber. Mm-hmm. Suntem doar noi. Cred că suntem doar noi acum aici. Mm-hmm. Ha. Mai stai aici două persoane în spate. Bă, eu nu știu care e faza. Tot vedeam și pe net, da? Foarte mulți turiști din Asia. Mulți, mulți. Nu știu care ar fi mania lor cu locul ăsta. Citeam că, nu știu exact în ce localitate, în China, cred, sau undeva în Asia, au construit o replică a satului ăsta. Le place atât de mult locul ăsta, încât a zis, hai să facem și noi unul. Cum a făcut românii cu turnul Eiffel. Chiar, unde e turnul Eiffel în România? În Slobozia sau unde? Nu? Slobozia, da. Da, fun fact, așa. Și ciudat în același timp. Mi-a lăsat ceva. Ce te faci gata dimineața? Hello. Hello. Deci ora e 8 și jumătate aproape și abia acum începe soarele să iasă după munte. E foarte fain. Ce ziceai tu? Ce mai face domnul ăla de anul trecut? Probabil să iași de alții, că ridică drona. Domnul care a discutat anul trecut, care m-a certat în ghilimele că vreau să ridic drona, practic din fața casei lui, s-a dovedit a fi un tip foarte simpatic și vorbea foarte bine engleză. Și ne-am înțeles atunci. Eu mi-am cerut scuze, el a înțeles și toată lumea a fost fericită. Și am ajuns în locul unde tot Instagram-ul vine și face poze. Și... uitați aici, nou dron. Deci exact aici, în locul ăsta, eram undeva acolo și a ieșit domnul, hei, nine. Eu înțeleg, e fascinant și te face să-l filmezi, da? Trebuie să respectăm intimitatea celor ce locuiesc aici. Deci sunt așa fericit. De ce sunt la ora fericit? Pentru că l-ai întâlnit cu domnul York. Deci am vorbit cu domnul și am aflat că îl cheamă York. York Zimmerman, nu? Nu York, Iurg. Iurg, a. Iurg. Am vorbit din nou cu domnul York Zimmerman. Na, nu l-am filmat, că... zic, hello sir, do you want to stay? Mai ține-o minte, eu la câți oameni vorbesc eu zilnic. Am întrebat unde stăm, dacă stăm în Holstad, și am zis că nu, stăm la o oră de aici, de Holstad. Și de ce v-ați întors aici? Păi, dacă e frumos, cum să nu mă întorc? Păi am zis că am venit, am trecut vara, acum am venit toamna, și o să mai venim și a treia oară, dar o să venim iarna când e zăpadă. Și am zis că, a, ok, bine, avem și noi cazare aici, dacă vreți să veniți. N-ar fi rău. Cine știe, pe a treia oară stăm direct în Holstad. De ce nu stăm direct în Holstad? Fiindcă prețurile sunt cam pitrate așa la casă. Cel puțin din ce vedem pe Booking, timpite chiar au super mari, nu? Și apropo, o să vedeți, cred că peste un vlog sau două, o să facem, o să vă arătăm exact cazarea unde am stat. Că e atât de frumos și de fain acolo, încât nu i-am face de toate, să o arătăm așa puțin doar într-un singur vlog. Să facem un vlog strict pentru asta. Eu mă bucur tare mult că e așa liber și liniște. Da. Aia parcă aici domnul York, că e așa că e na. Nu mai e și dimineață și în afara sezonului, nu mai e atât de multă lume. E mai respirabil și pentru ei. Deja e cât? E 9:30 și deja a început să apară lumea. Singur. Exact ca Rovini. Exact ca Rovini a fost. Deci, mega mare sfat. Și numai în Holstad sau unde mergeți, treziți-vă mai dimineață și veniți în locul pe care vreți să-l vizitați cât mai dimineața posibil. Ca să fiți doar voi. Poți să faci niște o poză fără să îți intre cineva în cadru, nu știu. E mai liber. Pa, ne vedem mai încolo. Am rămas singur el, fiindcă cred că v-a zis mai devreme,
că vreau să merg cu funicularul până sus la minele de sare. Trebuie să merg și să mă schimb, că m-am cam încălzit. Cât de tare e viu ăsta. Când am ajuns aici dimineața era 7:30, adică cu vreo 2 ore. Și ca să vă faceți o idee, da, ține 2 ore și deja am văzut așa tot. Și când am ajuns dimineața era super frig și mi-am luat geaca asta groasă și cam de că o să merg să-mi iau ceva mai subțire, că m-am cam încălzit. Și la funicularul ăsta, el circulă din 15 în 15 minute și costă 36 de euro dus întors, adică până sus și până înapoi, pentru adulți. Pentru copii e ceva mai ieftin, 20 parcă. Și ce e fain acolo sus, că nu știu dacă o să intru minele de sare, nu pot să zic că mă fascinează prea tare chestia aia, e o platformă făcută așa scuțită și unde vezi satul de sus. Hello, good morning. So, are there any more places for the one at 9:45? Sorry? I don't have a specific hour. Okay. Okay, so 2 turns, up and down. 1 ticket. 4 people, 1 people, yes. And when we can start? Oh, without, just for the platform, not... Thank you very much. Have a nice day. Ok, deci am în vedere că nu merg la mine, nu merg și în minele de sare și merg doar sus la platformă. E 20 de euro dus întors. De zic că merită banii ăștia. O să vedeți că e foarte fain. Biletul nu este pe o anumită oră, doar pe anumită zi. Deci dacă nu l-ai prins pe cel mai recent, intri la următorul sau îți iei bilet și mergi mai după amiază, deci cum vrei. Într-un final. Am prins funicularul de la ora 10. Am fost înconjurat de doamne care vorbeau tagalog, cred. Cred că am fost singurul non-asiatic de acolo din funicular, din cursa asta. Cam asta se vede de sus, momentan, că încă n-am ajuns la platformă. Deci cam asta se vede. E ceva, nu? Așa, și platforma aia mișto e undeva acolo. Și avem aici un lift. Care o să și-l chem. Lift care duce pe podul ăsta, e un poduleț, o platformă, ceva. Duce și încolo. Una bucată bridge. Ok. Ce viu, Ivan, aici de aici de sus. Și acolo, ce fain se vede, că vreau n-o să duc ceva. Foarte drăguț. Good morning. Aici un restaurant, cred. Și pe aici e platforma aia faină. Bă, e bine că aici soarele. Mi-era teamă că o să-mi fie rece la picioare, că am doar de da și ăștia și le dau clizna la vedere. Marța foie, cum ar spune unii. Ultima cursă la 4:30. Când o rog pe mine, să fiu singur aici acum. Cam ăsta e Holstadul. Văzut de sus, de aici. Și aici în partea asta înaltă. Foarte fain. We'll be right back.
deja s-a umplut de oameni. Am avut noroc că am fost singur el aici pe platforma asta. Aici o terasă, e un restaurant unde poți să bei, să mănânci ceva și să ai și un view fain. Ce bine arăta berea de la de pe tava bar, mă, ospătarului ăla. Dan, aș băga o bere aici. Dar ghiși ce, cu mașina conducem. Și am lucrat cu liftul pe acolo. Ascunde pe aici. Ei, așa îmi plac scările, nu trebuie să le cobor, le ador. Cine vrea, poți vrea să-și facă selfie aici. Hello. Cam atât de aici de sus, prindem, am la, ok, la și un sfert. Deja l-am pierdut pe cel de 11 fix, că am lăsat o soție singură, bând cafea. Parcarea asta. Că erau câteva mașini când am ajuns noi dimineața. Am venit doar să dau geaca să vedeți, să iau ceva mai subțire, încă m-am cam încins. Și acum o să fac o tranziție interesantă. Un pic mai bine așa. Am trecut de la albastru la negru. Așa, și acum trebuie să ajung în stația de autobuz. Acolo mă regăsesc cu Laura. Tu ce ai făcut? Aici ai stat? Frumos? Cald de bine? Hai, ajung ca o supă. Păi, cam ăsta a fost episodul 2 din Silvan Holstad. Eu știam deja că e super frumos, că am fost anul trecut. Eram curios să-l vedem și anul ăsta cum arată acum în sezon mai rece. Mai rămâne să mai venim și o a treia oară, unde o să încercăm să venim pe timp de iarnă, când nu știu, poate la anul, dar lăsăm mai mult timp ca să ne se facă suficient dor să ne dorim să ne întoarcem. O chestie care m-a bucurat foarte mult este că m-am găsit cu acel domn, cu nenea Iurg, și a mai fost fain că am urcat acolo sus, la Skywalk sau cum se numește, unei platforme pe care ați văzut-o mai devreme. Poți să faci mai multe chestii acolo, dar eu am vrut să fac doar chestia asta, am plătit 20 de euro, ca să vizitez și mină și tot ce mai e pe acolo prin jur este 36 de euro dus întors. Am mâncat și o supă bună și în mare, cam asta a fost pentru vlogul ăsta. Dacă v-a plăcut, vă invit să dați un like, vă puteți și abona ca să vedeți și alte vloguri pe care o să le mai postez. Eu am fost Silviu, din nou în Holstad, și până la clipul următor, aveți grijă de voi. Pa!